eu am asta, nu, nu se vede nimic. Că... Acum, cercetătorii britanici au stabilit că cea mai mare spaima omului după spaima de moarte este spaima de a vorbi în fața, în public. Și eu am resimțit spaima asta de multe ori, pe semne că Radu Paraschivescu e liberat de spaima de a vorbi în public și deci de spaima de a muri, pentru că sunt trepte. Așadar, sper să ies bine din întâlnirea de astăzi, pentru că nu mi-e ușor să prezint o carte în care nu eu nu mă recunosc, ci bănuiesc că dumneavoastră nu o să mă recunoașteți. Așa cum... De ce? Pentru că nimeni nu este dispus să te întâlnească acolo unde nu te așteaptă. Și atunci când înșeli orizontul de așteptare al publicului, îți asumi un risc. Celălalt se supără că nu ești, nu te regăsește așa cum te imagina tot timpul că ești. Ei bine, mi-am asumat acest risc pentru că am obosit să fiu perceput sub o singură dimensiune. Știți foarte bine că tablourile lui Picasso, mă rog, pictura cubistă, joacă pe multiple chipuri, perspective asupra interiorului unui om, punând fețe diferite care se întâlnesc pe același, în același perimetru facial. Care este masca de care am obosit? E una pe care mi-am asumat-o, recunosc, de-a lungul acestor 3 decenii, e una pe care mi-ați consacrat-o, masca gravității. Ori, cum spunea și Radu Paraschivescu, pentru cei care mă cunosc într-un cerc de familiar, de apropiați, îmi place enorm să râd și consider că râsul face parte în mod esențial din libertatea omului. Nu râd cu adevărat decât oamenii cu adevărat liberi. Despre ce? Asta nu înseamnă că dau deoparte ceea ce am scris până acum. Felul de a fi autentic în moduri diferite este absolut normal. Eu mă simt autentic și când am scris Tragicul, m-am simțit autentic în fiecare carte sau rând pe care l-am scris, așa după cum mă simt extrem de bine și de autentic că am reușit să scriu Ludice. Ce este cu ludicele astea? De ce am pus titlul ăsta? De ce am pus subtitlul Exerciții de umor criptic? Ludicele poate mi-au venit în minte pe o cale subterană, pentru că în urmă cu mai multe decenii, editura Univers mi-a cerut să scriu prefața la o carte celebră, Homo Ludens, a lui Huizinga. Pronunția olandezilor se pare că e Huizinga. Deci am făcut prefața la Homo Ludens. Cartea asta, sigur că m-a marcat, eram foarte tânăr și mi-a deschis ochii asupra faptului că toată specia umană, urmând predecesorii ei biologici, trăiesc ludicul, trăiesc în spațiul jocului. Că noi nu putem trăi numai în le sérieux de la vie. Trăim în joc atunci când obținem gratuitatea, când reușim să ne rupem dintre trenul vieții, când ieșim din cotidian, când simțim că trebuie să facem ceva pentru a ne sufoca în realitatea care uneori este foarte dură. Iar realitatea noastră e dură pentru că ne înfrânge mereu speranțele. Și atunci trebuie să râzi, altfel ne nebunești. Ei bine, de ce? Și atunci am luat adjectivul ludic și l-am transformat în ludicele. Deci sunt piese în care jocul și râsul se întâlnesc și duc la o eliberare teribilă. M-am simțit extrem de bine, după ce mi-a fost frică să public cartea, m-am simțit bine că am publicat-o și că am scris-o. Am crezut că va fi un eșec total, dar a început să-mi fie indiferent, pentru că liniștea pe care am căpătat-o
după ce m-am temut enorm să o public, mă răsplătește. Vreau să spun că dacă nu vă atrage, nu e nicio nenorocire. Eu mă simt bine cu ea. Acum, de ce exerciții de umor criptic? Aș face următoarea observație. Cel mai nenorocit banc este criptic. Umorul e totdeauna criptic. De ce? Pentru că între anecdotă, care este drumul bancului, și poanta finală, intervine un moment de latență. Nu-ți cade fisa imediat la orice banc, uneori nu-ți cade deloc, vine un prieten și îți explică bancul. Deci, există ceva ascuns în fiecare glumă bună. De pildă, vă dau un exemplu extrem de simplu. Cel mai scurt banc presemne că e ăsta. Un om avea un bumerang și nu putea scăpa de el. În prima secundă, nu râzi în prima secundă, râzi în a treia. Sau așa cum mi s-a întâmplat mie să asist la prima spunere a acestui banc, râzi după 2-3 minute, iertați-mă, nu, era un ardelean, era un artist celebru, un mare sculptor. A auzit bancul, noi eram trei la o masă, cu el patru, a venit cineva, mi-a spus, nu știți ce mai scurt banc din lume, un om avea un bumerang, putea scăpa de el. Noi am stat vreo 2 secunde pe gânduri, după care am izbucnit de râs. El s-a uitat în jur, n-a știut de ce râdem, a mai stat așa pe gânduri vreo 10 secunde și deodată i-a căzut fisa. Și atunci a început să râdă isteric și s-a repezit la masa de alături și a spus să vă spun cel mai scurt banc din lume. Un om avea un bumerang, îl arunca, venea înapoi, îl arunca, venea înapoi. Bun. Deci așa arată lucrurile cu umorul criptic. La fiecare paragraf sper că este o latență în care râsul nu e provocat din prima clipă, ci din pasul al doilea. Aș pune accentul, și cu asta închei, pe faptul că cartea asta are o copertă care e foarte bună și trebuie să-i mulțumesc graficianei editurii care a găsit expresia grafică a deconstrucției, scuzați-mi cuvântul, îl spun imediat ce înțeleg prin el, a deconstrucției pe care o reprezintă cartea asta în raport cu gravitatea filozofiei. De decenii întregi m-am supărat pe filozofie în forma în care este ea făcută, adică făcută ca să o detestați pentru că nu o înțelegeți. Pentru că ea a fost făcută de-a lungul secolilor în așa fel, încât aia care o fac să pară extrem de deștepți, nespunând, părând că sunt cu atât mai profunzi, cu cât sunt mai de neînțeles. Și acest lucru mi s-a părut o profundă neonestitate. Orice om care pune litere pe o hârtie, nu formule, trebuie să facă înțeles. Ori, filozofii sunt extrem de mândri de ei, mai ales ăștia de 2 secole încoace, începând cu filozofii germani, care intrau la curs cu tricorni pe cap și îmbrăcați cu mantie, Schelling intra așa, și erau măreți. Se așezau la catedră, vorbeau, cei din sală nu înțelegeau, dar rămâneau cu gura căscată. Marele filozof. Cu cât înțelegi mai puțin, cu atât lași senzația că ești mai profund. Derrida, care e unul dintre personajele pe care îl detest din cauza criticității limbajului fără poantă, a venit la un moment dat la Universitatea din Seattle și a ținut un speech. A scos dintr-o servietă un teanc de pagini, s-a așezat la catedră, în sală erau 1000 de studenți
absolut înnebuniți de emoție că l-au în față pe marele gânditor Derrida și s-a așezat și a citit 2 ore și jumătate în franceză, 96% din sală neînțelegând limba. Lasă că dacă ar fi înțeles limba, nu înțelegea ce spune prin limbă. Dar au stat toți cu sfințenii acolo. Mai este și o anecdotă legată de cursurile lui Heidegger. Erau cursuri deschise și veneau și doamne din oraș, din Freiburg, și la un moment dat un student, contrariat de faptul că totdeauna lângă el se așeza o doamnă din oraș, care nu era studentă, era trecută de vremea studenții, îl lasă nervii și o întreabă: doamnă, dumneavoastră înțelegeți ceva din ce spune profesorul? Și ea spune: absolut nimic, dar este atât de frumos. Bun. Ei bine, această filozofie mie nu-mi place. Iar faptul că prejudecățile care s-au strâns despre filozofi și filozofie sunt enorme, s-au acumulat de-a lungul secolilor, m-a făcut ca în fond să scriu această carte ca o tragere a covorului filozofiei de sub picioarele ei. Gravitatea de care ne vorbeam, trufia pe care o are cel care își spune sunt filozof, sunt neplăcute. Filozofia, dacă e adevărată, poate să strângă în jurul ei oameni care să-l asculte pe cel care are ceva de spus. Dacă acum eu aș bate câmpul și v-aș vorbi într-un jargon, bănuiesc că ați dispărea în 2 clipe. Ei bine, acest mod de a face filozofie mie îmi repugnă. De la 40-30 ceva de ani am scris o carte, Cearta filozofia. Ultima etapă e asta. Filozoful, care este reprezentat în viziunea artistului grafic ca un bust pus pe o coloană, un gânditor măreț urcat pe o coloană, este pus într-o roabă, iar din roabă curge statuia filozofului și curg și literele, cuvintele pe care el le tot dedichează. Ce să vă spun? Gata, ne-am apropiat de sfârșit. Eu bănuiesc că e cea mai frumoasă carte pe care am scris-o. M-am bazat exclusiv pe inteligența și umorul dumneavoastră. Dacă nu vă place, înseamnă că unul din cele 2 lucruri nu funcționează. Deci eu sunt perfect acoperit. Drept care vă mulțumesc și vă mulțumesc că sunteți în număr atât de mare.